Salutare miștocărilor și bine ați venit la un nou episod din Pokémon Sword. O să ne continuăm drumul spre, imediat vă zic, deci trebuie să ajungem la Hammerlock. Deci trebuie să ieșim XXX. Cred că ieșim pe aici cumva. Și apoi o să o luăm spre stânga în zona Hammerlock. Trebuie să o luăm pe acolo prin The Safari Area. Și o să prindem și niște Pokémon, bineînțeles. Ua, ce urât e afară, băieți. Trebuie să mergem în zona aceasta și să nu uităm să nu ne luăm de Pokémon ăștia. Bă, Pokémonul ăsta arată super mișto, doar că nu vreau să mă bat cu el, sunt absolut sigur că e mega puternic. Cât 50 de W, bun, 50 de W înseamnă că nu e mare lucru. Hei, deja nu mai e furtună, e chiar bine. A, uite o pisică din aia, s-ar putea să aibă peste level 40, așa că n-are rost. Mincino... Gloom. Și are niște Pokémon noi. Dar oricum, orice Pokémon ar merge, cred, în momentul acesta, pentru că totuși ar fi mai puternici un pic, nu? A, ăsta e Skonksu. Mi-a spus că și Skonksu e bunicel. Nu vreau să prind Pokémonii ăștia. Nu-mi plac așa de mult. Tipul ăsta? Ce zice? Bună ziua. You'll be amazed after crossing this bridge. What's so amazing, the Pokémon that live on the other side, they're so strong. You probably won't be able to catch them unless you have several gym badges, though. Perfect, băieți! Bine că nu i-am prins pe ăștia că ne pierdeam timpul cu ei, pentru că adevărații Pokémon puternici sunt aici, tot un Snorlax. Și încă o chestie acolo interesantă. Nu știu ce Dumnezeu e, dar arată belea. Și probabil că aici putem să luăm și niște berries. Hai, shake it. Shake, 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 signora. Shake your body, Lina. Deci voi nu vedeți, dar în momentul acesta îl avem pe Alin, pe Wimpod, Litwick, Eldegoss, Toxel și Trapinch. Ăștia sunt Pokémonii pe care avem deocamdată în party. Și o să luăm acele berii de pe jos. Trebuie să mergem mai departe. Totuși, în direcția aceasta nu am fost. Vedem ce Pokémon ar fi pe aici. Ei, hey, uite unul care e shiny așa. Îl vedeți pe ăsta? Hai să luăm pe ăsta shiny de aici. Este pisica aceea, nu? Purloin. 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 Bine. Acu-i de... Oh my god. Nu contează, mergem mai departe. Hei, uite, pe ăsta nu l-am prins. Nu știu. A, iar o porcărie din asta, frate. Dacă e de level mai mare decât Wimpod-ul pe care îl avem, o să-l luăm pe ăsta și o să-l schimbăm în party. Dar hai să vedem, level 27 și noi avem ce level? 23, hai că-l luăm pe ăsta. Dacă reușim, bineînțeles. Dă un flame charge prima dată. Ok, e suficient. Acum o să încercăm să-l prindem. Dacă ne luăm mai multă bătaie... am uitat că ăsta este Pokémonul ăla care fuge în puii mei. Trebuie să încerc să-l prinzi din prima, nu trebuie să dai în el, că dacă dai în el, fuge. That's stupid. Scorupii, băieți? Avem aici un Scorupii. N-am văzut niciodată Pokémonul ăsta, nu am idee ce Dumnezeul e. Dau și eu un flame charge. Presupun că nu se-i facă mare. Pare a fi ceva ice type, nu? Mi s-a părut, înseamnă. Am fost foarte aproape să-l prindem, băieți. Dar din păcate a ieșit în ultima secundă. Dar probabil că în momentul ăsta o să-l prindem. Adică prima dată ieși, dar a doua oară sunt șansele mai mari să-l prinzi. În sfârșit a rămas aici. Hai să vedem niște detalii, niște informații despre Pokémonul acesta. Poate ne spune Pokédex-ul nostru, sau Rotomul. Așa se numește acest Pokédex. Poison și Bug-type, băieți. Nu, nu-i dăm. Aș putea să o pun în party. Hai să vedem în locul cui, sincer să fiu. O să-l punem în locul lui Trapinch. Bun, pe aici ce mai avem? Mai avem pisica. Ok. Uite aici este un Chewtle. Avem și Chewtle deja, nu-i nevoie. Chestia arată bine. Dar nu ne putem bate cu ea deocamdată. Deci pe aici tot Pokémonii ăștia. Vreau să văd dacă mai sunt și alte tipuri de Pokémon pe aici, prin zonă. Dar văd că tot din ăștia. Pisica și cu chestia asta pe care am prins-o adineauri. Mai luăm aici niște energie. Avem 2000. Ei, aici e ceva shiny. Revival Herb. Foarte bine, foarte bine. Ce-o fi aici? Hai să vedem ce e aici. E un Corvisquire. O fi level mai mare de 27? Nu. N-are rost să ne batem cu Corvisquire pentru că deja avem un Corvisquire. Am uitat să punem Pokémon la joburi, să-i asignăm. Dar nu e nicio problemă. O să facem și asta la un moment dat.
Da, am putea să mergem în continuare pe aici. Ia, mai este ceva de văzut prin zona aceasta? Oh, cât de mare e Pokémonul ăsta. Bă, dar ce mișto e să ai bicicletă. Pokémonul acela l-am prins. Ăsta mic de aici cred că nu l-am prins. Da, e un ursuleț. Seamănă cu panda. Dar, uite, aoleu, are cât amucu. Oale, ciu, ciu, ciu. Așa îl cheamă? God, man. O fi Ice Type? Nu știu ce să-i dau. Mi-e frică să-i dau Double Kick. Hai să-i dau doar un Ember. Frost Breath. Am avut dreptate, cred că e Ice Type. What? Ai, ai, ai. Bun, bun. Hai să încercăm să-l prindem așa. Imediat. Încercăm așa, da? Dar te rog, rămâi aici. Îmi place de el. E un ursuleț foarte drăgălaș. Cu muci. Un ursuleț cu muci. Ciapciu se numește acest ursuleț. Hai să vedem ce tip este. Eu cred că e Ice Type cu ceva, dar nu știu cu ce. Sigur trebuie să aibă două. A, nu, e doar Ice. E doar Ice. Would you like to send to box deocamdată? Bă, dar cât amucu are. Considerați că e bun Pokémonul ăsta să-l punem în party sau nu? Până ajungem la motostop, la motostop, până ajungem la următoarea destinație, o să fie bine. Aici este tot un de-asta mucos. Da, este tot un mucos și aici. Oh, Pokémonul ăsta nu cred că l-am mai văzut. Sneasel. Asta strănută. Sneeze înseamnă strănuta. Sau o fi Weasel? Hai să-i dăm un double kick. Poate că avem noroc și nu este de tip normal să-i dăm one shot. Ah. Mă, că fac ceilalți level, ce pot să zic. Hei, aici era ceva nou. Uite un Sneasel din ăsta. Hai că-l mai prindem pe ăsta. Încercăm de fapt să-l prindem pe ăsta. Avem un Friend Ball, hai să-l folosim. E prima dată când folosim un alt tip de Pokeminge față de cele pe care le știam deja. L-am prins. A fost destul de ușor. Poate că trebuia să folosesc Friend Ball ăsta pe un Pokémon din acela care era pe cărare. Mai puternic, știți voi, un Pokémon de level peste 35. Deși mă cam îndoiesc că am fi putut să-i prindem pe aceea. Chiar dacă dădeam cu Friend Ball. Oricum nu contează, deci este Dark și Ice Type, băieți. Deocamdată nu-i dăm nume, dar îl punem în party. Și o să-l punem chiar în locul ultimului Pokémon pe care l-am prins. Este vorba despre acest Scorupi. Deci avem aici un Pokémon foarte, foarte drăgălaș. Și o să ne uităm prin jur. Trebuie să mergem mai departe. Uite aici. Ok, mergem aici frumos. There's a big of... Am luat 50 de W și de aici. Ah, uite un panda uriaș. Ce drăguț e ăsta. L-am văzut undeva, dar nu mai știu exact unde. Cât e de mare, lol. Ah, era acela mic când stăteam 4 labe. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Hai că poate nu-i dăm un one shot. E level 40 și ceva, băieți, trebuie să fugim. Trebuie să fugim că nu putem să-l prindem pe ăsta. Run. Hai că am reușit să fugim. Dar ăsta nu trebuia să apară pe drum? Oh my god. Îmi pare puțin rău că am fugit, dar ce era să fac? Acolo nu putem să ajungem, dar o să încercăm aici. 50 de W de aici. Asta este cumva evoluția lui Litwick, băieți? Pare, nu vreau să spun prostii, dar pare că ar fi. Zigzagoon. Și aici probabil o să putem să prindem un Pokémon din aceea foarte, foarte șmecheri. Bug și Electric type. Ia, hai să vedem despre ce Pokémon e vorba. Oh, avem o persoană cu microfon. Ah, este un Joltik. Parcă a zis că e bun ăsta. Nu mai țin minte, ah, firar. Oricum, o să-l luăm pe acest Joltik, fără nicio problemă. Mamă, deja ne luăm cu Dynamax, cu chestii. Hai să folosim un Dynamax și Max Flare, băieți. Max Flare, ia uitați, băieți, aici. Valul testoasei. One shot. Ah, nu e one shot, mai are puțin, mai avea puțin. Ah, nu contează, băieți, o să încercăm să-l prindem acum. Ar fi prima dată când ar ieși un Pokémon dintr-o Pokéminge de tip Dynamax, adică n-am văzut să iasă vreodată. L-am prins cu o Pokéminge simplă. Bine că încă mai aveam. Putem să le păstrăm pe celelalte. Sincer, hai să vedem dacă putem să-l adăugăm în party. Și sunt destul de curios. Sneasel este Ice-type. L-aș pune în locul lui Toxel. Toxel, pardon.
E bine, bine. Nu are foarte multă viață, dar e ok. Uite aici, doi antrenori, oare nu? Cred că sunt tip din aia care vând chestii. Bună ziua! Digging duo. We're digging up treasure, see? We've got a fair bit of luck finding us here. If you like to spot us some watts, we'll dig for your treasure. What? Ok. Bine, hai, dig for me. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Ia, ce-mi găsesc băieții ăștia doi? Bingo, it's a rare bone. So I should keep digging then, yes. Shiny stone. Lagging tail, nu, e suficient. E suficient. Take good care of them. Ok. Ah, dar nu mi-a luat foarte mulți vați. Am crezut că mi-a doar... mi-a 1500 de vați. Nu, lasă așa, lasă așa. O să vedem și despre ce este vorba, ce Dumnezeului am prins. Asta ce e, o piatră, pur și simplu e o piatră aici. Mi-ar plăcea totuși să dau și ochii la Pokémonii pe care... la ultimul Pokémon pe care l-am prins. Pentru că chiar o să mai mergem prin zona aceasta și o să ne mai batem. Și aș vrea să fie cât mai... să avem cât mai mulți Pokémon, că nu se știe niciodată cu cine ne întâlnim. Ok. Pokémonul acesta îl am, cu Muchi. Pe ăsta mic îl am. Pe Zigzagoon îl am. Aici ce scrie? The Pokemon Nursery, you found the right place to come to for all your Pokemon eggs finding needs. Nu cred că o să fac eu mare lucru. Aici am văzut că era ceva shiny. Am găsit o Pokemige. Ok. Ia, tipul ăsta vrea să vândă ceva pe vați? The Rotom Rally. Hai mă băieți, credeți că putem să facem chestia asta? 80 seconds. Încotro, încotro. A, pe acolo trebuie să o luăm. Yay! Ia uite mă. I'm so good, boy. Și încotro. După ce iau chestia asta, încotro mă duc. A, uite acolo. Haide că putem, băieți. Oh boy. N-am voie să intru în Pokémon. N-am voie să intru în Pokémon. Dacă intru în Pokémon, mă duc. Yeah, boy. Fugi, Mihai. Dar sunt peste tot Pokémonii. Încotro. Uite pe aici. Nice. Hai că am recuperat puțin. Oh, leu, cât a Pokémonul. Ce mișto, curse. Încotro, uite pe aici. Ah, shit, cum a apărut acolo. Hai că reușim. Hai că reușim! I win! Ia, ne dă ceva frumos pentru race-ul ăsta? Oh, mi-a dat un atac electric. Este vorba de Thunder Wave. Bine, având în vedere că s-a întâmplat asta și că am ajuns aici, trebuie să reluăm de unde am rămas. Așa că ne vedem acolo în câteva secunde, bine? Așa, bun, deci aici era căsuța și mai aveam acolo un den de unde puteam să luăm niște megavați. Niște vați, pardon, doamne, am nebunit cu megavații. Jesus, odată ce ești inginer electroenergetician, numai la megavați te gândești. Glumesc, chiar nu-mi stă gândul la megavați. Hei, avem aici un Pokémon interesant. Pe ăsta îl am eu acum în Pokémon Go, ca și Pokémon cu care mă plimb. Sau nu, nu prea seamănă cu ăsta. Cred că e altul, stă în 4 labe și e ceva cu magnet sau ceva. Hai să vedem. Oh, e level 30, e foarte mare ca și level. Este Ground și Ghost, ai băieți. Sincer, chiar îmi place. Aș vrea să-l păstrez pe ăsta. Să-mi scrieți în comentarii dacă e bun sau nu. Send to a box. O să-l punem ca și Pokémon principal. Stați un pic. Imediat, 2 secunde. Nu vă grăbiți. Fuck. Hey! Gurdur. Ăsta seamănă cu Timbur, nu? Or fi oare rude sau frați sau ceva? Oh, este doar fighting. Muscular Pokémon. It shows off its muscles to Machoke and other Gurdur. If it fails to measure up the other Pokemon, it lies low for a little while. Am înțeles. Foarte competitiv Gurdur ăsta. Nu-i dăm nume, îl trimitem direct la cutie. Gata, băieți, din păcate nu mai avem revive-uri. O să trească să le cumpărăm și știți că revive-urile alea sunt destul de scumpicele. We're screwed, boys, we're screwed. Dar o să mergem mai departe. Hai că, bine că nu ne-am oprit în Pokemonul acela. Mamă, ce zonă mare, mai este și pe aici. Vreau totuși să iau și vații ăștia din zonele acelea și poate acolo găsim și niște Pokémon super mega strong, puternici. Ăla nu știu ce e, dar nu cred că l-am prins până acum, nu? Oh! What the shit is this? Imp Dimp!
Mi-ați spus voi de un Imp-Dimp. A zis că ăsta este foarte bun. God damn it, man. Au, au. Baltoi, Baltoi. Hai să-l prindem pe Baltoi, măcar să încercăm să-l prindem pe acest Baltoi. Bă, știi ce? Măcar l-am văzut pe Pokémon. Avem o experiență sau ceva. Fuck, man. Come on. Ok. Deci trebuie să mergem în zona aceea. Aici ce avem? Avem tot din ăștia pe care i-am mai prins. Aici avem ceva. Ah, e un zigzagun mai special, dar nu mă interesează. Ăla arată bine, Pokémonul ăla. Nu știu care e fața și care e spatele, dar chiar arată bine. Și ăsta e interesant. Bă, dar ce Pokémon frumoși, frate. Hai, poate reușim să prindem ceva baban aici. 300 de vați. Hei, l-am prins. Deci, Bug și Rock Type. Nu știu, parcă am un deja avut. Sigur l-am prins mai înainte. Am și uitat, sincer să fiu. Dar nu mai contează. O să mergem mai departe. Deci, am luat și de aici, de la denul ăsta. Ăsta parcă-l prinsesem. Stați un pic să verific dacă l-am prins sau nu. Da, l-am prins. Este level 30. De fapt, totuși, hai să-l mutăm în party. Fiind level 30 e chiar ok. Punem în locul lui Litwick pentru moment. Avem un Pokémon de level 30, which is awesome. Și celălalt Pokémon de lângă este Mucosul mic. Nu o să luăm Mucosul, cel puțin nu momentan. Ok, mai avem aici încă un den din ăsta mare. După care cred că putem să ne ducem în Hammerlock. Ce ziceți, băieți, o să-i dea mult damage? Oh, n-a fost chiar one shot, dar i-a luat super mult, chiar mai mult decât jumate, un 3 sferturi acolo din HP i-a luat. Hai. Și că poate mai atacă cineva și o batem din prima. Max Starfall. Cred că asta dă damage la toți. Bă, ce mișto e. Gata, dragilor, am prins-o pe Kirlia. Hai să vedem ce este. Este psihic cu Fairy Type. Nu-i dăm nume, dar sincer vreau să o adaug în party. Hai să vedem în locul cui o băgăm. Voi mi-ați spus totuși că Wimpod-ul e foarte bun, deși mie nu pot să-mi spun că îmi place foarte mult, o să-l punem aici în locul lui Sneasel. Poate mai prindem ceva pe aici, un Pokémon interesant. Ia, mai sunt niște megavaz de luat din zona asta. Avem aici odată 50 de vați. De ce dracu zic megavați când sunt vați? God damn it, Mihai. Shut up. Don't say shit. Hai să vedem dacă în partea aceea unde este iarba puțin diferită găsim alte tipuri de Pokémon. Da. Nu pare a fi cine știe ce. Hei, uite acolo un Pokémon nou. Nu? Nu-i nou? Hai să-l luăm pe ăsta. Sau... Au, nu! Era fix lângă ăsta. De ăsta avem. Și avem unul de level foarte mare, deci n-are rost să-l luăm pe ăsta. Ați văzut vreodată în viața voastră o pasăre creață? Ei bine, asta chiar, asta e o pasăre creață. Ah, normal și flying. Bă, no, eu nu cred că trebuie să o păstrăm, dar puteți să-mi spuneți și voi dacă e bună sau nu. Vreau să mergem puțin mai departe. Aici mai este un den. Ah, am fost la denul ăsta. Pe aici ce mai e? Oh, mamă cât de mare e ăsta. Seamănă cu un Onix. Seamănă super, super mult cu un Onix. Aici este ceva... mare, rău. Ai, un hipopotam. Iată unde are ochii. Zici că nările sunt ochii, dar nu sunt. Sau seamănă cel puțin cu niște ochelari. Foarte interesant hipopotamul ăsta. Și cheamă hipopotas. Hipopotasus stream. A, e level 46, n-are rost, băieți. Fugim. Hell no. Hell no, boy. Bă, băieți, aici era un Arcanine, un cățel? Nu cred că are rost să încercăm să luăm cățelul. Hai că n-are rost. Dar îmi pare rău totuși că hipopotasul ăsta e foarte, foarte, foarte mare. Bun, în zona aceasta este cineva care pescuiește. Hai să vedem. Îi dăm 100 de vați și o să ne dea un Big Pearl. Probabil că o să putem să cumpărăm chestii cu Big Pearl-ul dacă îl vindem. Mulțumim frumos. Avem și niște copaci aici, nu vreau să-l iau. Vreau doar să verific zona asta, să văd ce mai este pe aici. Uite un Machamp, băieți! Mamă, ce bine arată Machamp-ul ăsta!
Cred că o să ne bate de să ne căcăm pe noi, așa că lăsăm Dumnezeului în pace. Da, Pokémonii ăștia par așa boring. Nu prea-mi plac, nu-mi place cum arată. Ăsta e un Pokémon din ăla de foc foarte șmecher. Am văzut ăsta într-un episod ceva. Hitmore. Sper să nu fie de level 40, că n-am ce să-i fac. Hai, nu fi de level 40. E de level 28, băieți, am putea să-l prindem. Dar este tot Fire-type. Din păcate, nu știu cu ce antrenori ne vom mai lupta. Și asta nu înseamnă decât un singur lucru. Nu știu ce Pokémon să prind pentru a-i folosi împotriva celorlalți gym leaderi. Dar hai să facem așa. Mai folosim aici un Quick Attack. Și apoi o să încercăm să-l prindem. Ok, bine. Are puțin sub 50% viață. Oh my god, vedeți băieți și că there's a hole in his tail that allows it to draw in the air it needs to keep its fire burning. If the hole gets blocked, this Pokemon will fall ill. Se va îmbolnăvi. Aole, este puțin ciudățel. Să spuneți dacă e bun sau nu. Poate îl folosim și pe ăsta. Deși nu mai avem antrenori de bătut care să aibă grass type Pokemon. Hai că am dat de încă un den, încă 50 de watts probabil. Ce frumușică e asta. Foarte frumușică. Mai avem pe aici. Pe ăștia i-am prins. Hei, uite un Wobbuffet. Ăsta l-am văzut în desene animate pe ăsta. Ok, băieți, am folosit 10 Pokémon pe ăsta și pur și simplu nu pot să-l prind. Așa că îmi pare rău, amice, du-te în mătii și lasă-ne în pace, ia un bug bite și să fii sănătos. Nu vrei să fii al nostru, să fii sănătos, nu ne interesează. Yes, yes, fuck you, good morning my neighbors. Avem Joltik level 30, Wimpod level 25. Mi-ar plăcea să evolueze și Wimpod ăla odată, dar... Da, papa, nu mă mai interesează, screw you guys, I'm going home. Și nu mai avem foarte mult până ajungem. Oh, asta este ultima evoluție a Chori. Aici niște Pokémon simpatici. Aici Wobbuffet. Și mai avem acolo ceva. Probabil 50 de vați, nu? Da, 50 de vați și pe aici. Să mergem pe aici, cumva. Perfect. Și mai avem două denuri și cam asta e. Probabil că am ajuns. Încă 50 de vați de aici. Hai să mergem aici, că mai sunt 50 aici. Și practic am luat destul de mulți vați. Acolo trebuie să ajungem, acolo e intrarea. Nu vreau să iau ăștia. Ia, și mai e ceva interesant. Probabil că a apărut ceva în spatele nostru, ba nu. Se pare că nu s-a spawnat nimic. Uite un Machamp, Machoke, ăsta e Machoke. Doar că e foarte puternic, probabil nu are rost să încercăm. Și gata băieți, am ajuns la Hammerlock. Și o să intrăm aici. Hei, antrenorul ăștia nici nu-i văzusem. Am trecut pe lângă ei fără să-i vedem. Love to cook. This is the right place. Putem să cumpărăm ingrediente, dar nu vreau, mersi. Nu vreau. So what do you like to do? Spend my watts, bla bla bla. Nu. Vreau doar să intru aici. Bună ziua. Gata băieți, am ajuns. În sfârșit, a gym challenger. Allow me to check your gym badges. The grass badge, the water badge, the fire badge. It's confirmed that you've defeated the 3 gym leaders, including the leader of Motostoke. I wish you the best of luck in your future battles. Mulțumesc frumos și a venit și Bidi, băieți. Am spus eu că doar gura de hop. Thank you, challenger Bidi. I can confirm you have the required badges. Anyway, I have a meeting with the chairman, so I must excuse myself. Hai că acum putem și noi să urcăm și o să ne batem cu următorul gym leader. Oare aici va fi? Sincer, nu știu. Sper să fie aici, că am mers ceva. Mamă, ce mișto arată aici, băieți! Uitați-vă ce arhitectură superbă la Hammerlock! Wow, nice! E ca un castel! Sunt ca și castelele acelea din Minecraft, dar doar că ăsta pare ca și cum ar fi o corabie sau ceva. Wow, ce marfă e! Și aici e turnul lui Goldilocks. Ok. Perfect, băieți! Acolo este chairman-ul, BD, o să dăm heal la Pokémon și aici încheiem episodul, o să-l continuăm vineri, așa că până atunci, cu voi a fost Mihai și să aveți o zi foarte, foarte mișto. Ciao!